regizoare daneză. Acesta este filmul ei de debut în limba engleză, care însă uite că și-a asumat sexul, ca să spunem așa, și și-a asumat faptul că este o femeie și că poate vorbi despre iubire într-un mod cât se poate de atractiv și bine echilibrat. Pentru că în Education, în opinia mea, eu am fost foarte impresionat când l-am văzut, în opinia mea este unul din cele mai bune filme de dragoste din ultimii 10 ani, să spun. Pentru că este foarte bine echilibrat, nu o lungește, nu cade în patetism, cade un pic în melodramă, dar la modul plăcut, cât să-ți amintească de fiorii primei iubiri. Căci despre asta este vorba în o lecție de viață, despre fiorii primei iubiri. Se petrece în suburbiile londoneze ale anilor 60, când Jenny, interpretată de Kerry Mulligan în rolul ei de debut, Acest film i-a adus nominalizare la Oscar și a transformat într-un superstar hollywoodian, dar până la acest film era doar o actriță de seriale ieftine din Marea Britanie. După cum spuneam, Jenny, interpretată de Kerry Mulligan, este o școlăriță care, de 16 ani care se pregătește să intre la să dea examenul la Oxford. În timpul acestui studiu, cunoaște un bărbat mult mai în vârstă decât ea, interpretat de Peter Sarsgaard, fiul lui Stellan Sarsgaard, care o seduce tocmai prin faptul că este mai în vârstă, deci are experiența vieții, are șarm, are mister, are bani. Și atunci îi dă viața peste cap de la eleva studioasă care avea ambiții împinsă și de părinții ei să dea la Oxford, ajunge să meargă în Paris cu bărbatul acesta, să meargă în locarul scump din Londra, să-și permită tot felul de lucruri, să vadă, să privească viața cu alți ochi.